Dumnezeu. Amen. Este minunat de acolo de unde suntem să spunem slăviți să fie Domnul. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Știți de ce? Că mai suntem în casa de Dumnezeu. Ferici de cei ce sunt în casa ta, de cei pe care pot lăuda. Lăudați să fie El. Este minunat când ești aici. Orice povară ai, orice problemă ai, orice necaz ai, aici ai fericit ocazie să-i spui acelui ce te-a invitat în această dimineață aici. Și în această dimineață nu voi face altceva decât să spun toate minunățile Lui ce a făcut pentru noi. Iisus Hristos Domnul. El a fost acel ce în această dimineață te-a mișcat, te-a trezit, te-a deschis ochii și te-a pus în capul oaselor și te-a dus aici. De aceea în această dimineață vreau să spun că îl laud pe Dumnezeu. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu că merită. Și dacă Dumnezeu merită, de acolo de unde e de pe bancă, spune un cuvânt. Oprește-te, Doamne, în dreptul meu. Dacă n-ai simțit nimic în anii două plecări, poate că prin cuvânt spune tu acolo unde ești. Doamne, atinge-te! Și eu spun de aici ca Duhul lui Dumnezeu să se plimbă printre biserică, prin afară și să se îndrepte, să se oprească în fiecare drept abonatul. Și El să se atingă. Știți de ce? Pentru că El e aici în biserică, lăudați-L pe Domnul. Și dacă El e în biserică, iubită biserică în Domnul, hai să nu ne uităm în stânga, în dreapta, să stăm ca în prezența lui Dumnezeu și să spunem, cum a spus omul acela, am nevoie de tine, lăudați-L pe Dumnezeu. Dacă ai nevoie de El, El se oprește în dreptul tău. Frații predicau aici că un om a fost chemat la El. În această dimineață și tu nu la voi întâmplării ești aici. Ai fost chemat în adunare. Ai fost chemat aici ca Dumnezeu să-ți vorbească, lăudați-L pe El. Și dacă ai fost chemat aici ca Dumnezeu să-ți vorbească, spune un cuvânt. Vreau să fiu vindecat. Vreau să te atingi de mine. Vreau să te atingi de copilul meu. De fetița mea, de mama, de tata, de frații mei, de tot neamul meu, lăudați-L pe Domnul. Îmi aduc aminte de un om că spunea, vreau ca tot neamul meu să fie mântuit, lăudați-L pe Domnul. Și eu am dorința aceea. Și cred că fiecare din biserică are dorința ca tot neamul lui să vină la pocăință. Ai fericit ocazie să te rogi. Ai ocazia în această dimineață să spui, Doamne, mama mea, tata meu, nepotul, nepoata, nu știu cine, încă nu te cunosc, dar te rog, atinge-te. Doamne, fă-te de cunoscut cum te-ai făcut, de cunoscut unui om care mergea în Damas, lăudat să fie Domnul, printr-o lumină strălucitoare, l-ai orbit, Doamne. Ai fericit ocazie să te rogi și tu și să spui, Doamne, te rog, adună-l pe mama la pocăință. Adună-l pe tata la pocăință. Eu în această dimineață mă rog Domnului ca toată familia mea să vină la pocăință. Să vină la mântuire. Pentru că vă spun, frații mei, ultima stație, știți unde este? Aici în biserică, lăudați-L pe Domnul. Poți să alegi la oameni, poți să alegi la medici, poți să alegi la împărați, poți să mergi la primar, la președinte de țară. Nimeni nu poate să-ți dea o rezolvare, nu știu cum să spun, în viitor. Poate pune mâna pe un pic și îți aprobă o cerere. Poate pune mâna pe un pic și îți aprobă un salar, un serviciu. Dar nu este la veșnic. Dar aici, în adunare, ai fericit ocazie să spui, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vreau să am mântuire, lăudați-L pe Domnul. Îmi aduc aminte de doi oameni.
dis de dimineață, n-aș vrea să mustru biserica, nu mi se stă în caracter, dar vreau să o spun din dragoste. Aleluia! Frații mei, din dragoste vă spun, acei doi oameni se duceau la templu să se roage. Dar nu la ora 10 jumate, nu la 9 jumate sau la 9 și un sfert. La ceasul al 9-lea se duceau să se roage în templu, lăudați-o pe Dumnezeu. Înainte de poarta cea numită frumoasă, era pus un om. Aleluia! Era un loc pus să cerșească de milă. Îl vede Petru și Ioan, se apropie de ei, dar și acel om. Când îl vede, îi vede pe amândoi de depărtare, așteaptă și întinde mâna, lăudați-o pe Dumnezeu. În această dimineață e fericită ocazie să întinzi și tu mâna. Să spui cum a spus acea femeie bolnavă. Aș vrea să mă ating de poala hainelui. Dacă în această dimineață e fericită ocazie și în această dimineață ai dorința de te întâlni cu El. Iubită biserică în Domnul, ai fericită ocazie, dar spun un cuvânt. Nu mă duc de aici. Stau aici până mă binecuvântez la odată pe Dumnezeu. Și atunci acel om când îl vede pe Petru și Ioan, întinde mâna să-i ceară, o să le ceară de milă. Biserică, suntem aici? Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Hai faceți-vă, părtați cu mine de împreună cu Hristos. Spuneți un cuvânt de pe bancă, vorbește, Doamne! De numai de un alăudat să fie El! Știi de ce vă să trag atenția? Parcă stați și parcă, nu știu, e un somn în biserică. Și eu tot timpul vreau să spun, Duhul Sfânt cercetează biserica, rogați cu Domnul. S-a apropiat Petru la el, el întinde mâna și auzi, spune un cuvânt de mare însemnătate. Argint și aur, n-am să stau. Dar ce am? În numele lui Iisus. În numele lui Iisus suntem aici. În numele Duhului Sfânt suntem aici, iubița Dumnezeu. Rog Duhul Sfânt să se atingă de orice inimă. Să se atingă de orice boală. Iubită biserică, El are autoritatea supremă. El este acel ce taie pe viu. El este acel ce operează inima și capul. Și te duci la doctor și spune, mă, te-am dat diagnostic de cancer, de inimă, că ai făcut infarct, dar nu mai e nimic. Și nimeni nu face lucrul acesta decât Duhul Sfânt. Iisus Hristos, Domnul, care este aici în biserică, lăudați să fie El. Argint și aur nu am, dar ce am, în numele lui Iisus, ridică-te și umblă, lăudați să fie Domnul. Auzi? Vrei să te ridici? Și esența cuvântului, auzi? Iubita lunare, Domnul, să fiți foarte atenți. Auzi, ridică-te și umblă. Un om lovit, un om căzut, nu se poate ridica singur. Aleluia! Biserică, suntem aici? Aleluia! Nu se poate ridica singur. Să duce Petru la el, atenție mare, biserică, să duce Petru la el și întinde mâna, auzi? Întinde mâna și ridică, lăudați să fie Domnul. Aleluia. Până atunci nu s-a putut ridica. Până nu s-a pus Petru să-i dea mâna, auzi? Și dacă suntem aici, frații mei, să nu ne bucurăm când îi se întâmplă la o soră sau un frate ceva. Noi trebuie, știi ce să facem? Să dăm o mână de ajutor, lăudați să fie Domnul. Auzi? El se duce și întinde mâna și ridică. Îl ridică și umbla. Slăviți să fie El. N-aș vrea să iau postata nimănui, dar doresc ca Duhul Sfânt să cerceteze în continuare biserica. El să se atingă de orice boală. Și El să dea ușă de cuvânt fraților nouă, știi ce? O inimă bună. De pe bancă să spunem de Dumnezeu ăla. Vorbește, Doamne, pentru că noi de aia suntem aici. Să deschidem inima și să primim cuvântul Tău. De ce? Să nu păcătuim împotriva celui prea înalt, lăudat să fie Domnul. Dar nu înainte să vă invit să vă ridicați în picioare, aș vrea să vă spun, căci Dumnezeu
a făcut o mare minune cu noi. Știți ce minune? Minunea că vrea să ne mântuiască, lăuda să fie El. Și ca să mergem să mulțumim Domnului așa cum suntem, și rog pe acel ce în această dimineață ne-a dus aici, să-ți pui întrebare și să-mi pui întrebare. Doamne, te-ai spus un cuvânt. Dacă stau în picioare, trebuie să iertăm. Dacă ai ceva împotriva celălalt, ai fericită ocazie acum să spui, Doamne, iartă-mă. Lăudați să fie Domnul. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Amin. Lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea. Amin.